Alegători, bine ați venit la prima ediție a maratonului Stelian Manole din Mangalița! De ce se cheamă maratonul Stelian Manole? Pentru că trebuia să poarte numele unui mare sportiv din Mangalița. Cunoști tu altul nume de mare sportiv din Mangalița? Da! Hai să ne întrebăm la mănunte. Deci toată lumea cunoaște traseul, are 4,3 km, începe de aici și se termină tot aici. Pe drum găsiți marcaje de ghidaj, apă, energizante. Păi hai să-i dăm drumul, domn primar, ce tot stăm? Nimeni nu pleacă până nu fie rău, da? Da. Vreau o cursă curată, cinstită, fără trucuri, dar mitică, sunt cu ochii pe tine. Dar ce am făcut eu? Las că știți foarte bine ce ai făcut, când și unde. Sunteți pregătiți? Da! Stați așa? Sunteți pregătiți? Da! Nimeni nu fură din cașcaval că-l văd. Când fluier, plecați! Deci eu sunt hotărât să câștig cursa asta și nimic în lumea asta nu o să mă oprească. Aolo, mici mâncați așa! Tineretul din ziua de azi, n-aveți deloc voință. Asta nu e apă, e țuică. Uite, lăcomia! Ce dracu! Tudorică, Tudorică, stai așa, stai așa. Vezi că m-a sunat maică-ta mea. Mămica, dar ce voia? Nu știu. Zicea că a terminat tabinetul mai repede și întreba de tine. Zicea că a găsit ceva la tine în cameră. Ce a găsit la mine în cameră? Nu știu, niște reviste, probabil juridice, supat. Nu sale mele, le ținea pentru prieteni, nu sale mele! Nu! Cel mai vechi truc din lume. Îmi pare rău, Cornele, al doilea cel mai vechi truc din lume. Dar chiar vreau să câștig cursa asta. Îmi pare rău, domn primar, dar chiar trebuie să câștig cursa asta. Asta înseamnă să fii regele junglei. Dacă-ți planifici totul la timp, dacă-ți calculezi totul cum trebuie, n-ai cum să nu ești primul la sfârșit. Dar e cum? Ce faci? Unde ți-e condiția fizică? Mulțumesc de mici, domn primar! Chiar mi-a dat energie! Sunt fericită, domn primar! Am găsit bani! Bani! Ați înțeles greșit? Domnica nu terminase tabinetul! Cornele, ce s-a întâmplat? Nu știu, domn primar. Au venit din spate. Eu nu știu. Și eu ce fac acum? Fugeți! Bună-i, țuica, băiete! Îți dă aripi, nu altă. Înainte să fie campion județean la biliard, înainte să facă box, înainte să fie primar, Stelu a mers cu oile pe câmp. Și ca să mergi cu oile pe câmp, trebuie să știi să alergi. Că dacă să iau oile înainte, nu mai ai ce căuta acasă.
Haideți, doamna, dar cum e cu condiția fizică? Pai! Ce-a spus? Ce-a spus? Hai, cea mai veche șmecherie din lume? Citări tuturor participanților. Ediția din acest an a maratonului Stelian Manole a fost un real succes. Și cred că se mai va face și la anul. E o reușită personală a lui Stelu. Dar a fost ideea mea. Mitică, dacă nu știi să pierzi, nu te oftica, te rog frumos. Medalia de bronz, premiul 3, Bebe. Bebe nu e un apropo, nu suntem rasiști. Medalie de bronz pentru Bebe de la Mangalița! Oh, e cea mai zi fericită din viața mea, domn primar! Florii, te pup! Premiul 2. Medalia de argint pentru o prestație submediocră la Mitică. Și medalia mea unde e? S-a pierdut, e și asta de argint, hai eu! Premiul 1. Pentru o performanță greu de egalat, pentru superba, fantastica, nemaipomenită doamnă Dana, medalia de aur! Bravo. Și pentru că anul ăsta organizatorii au hotărât să dea și premiul de fair play, să vedem ce premiu de fair play se acordă și cui. Imediat, premiul se acordă lui Stelian Manole! Extraordinar! Vă mulțumesc! Ce surpriză! Dar nu este corect. De ce aveți dumneavoastră o medalie mai mare decât toate celelalte medalii? Mitică, vorbește asta cu organizatorii, nu eu am hotărât. E, dumneavoastră sunteți organizatorul. Nu sunt eu. Hai, trecem peste amănunte. Important că s-a premiat fair play-ul și fair play-ul este mai important decât să câștigi. Bravo! Corect! Corect! Coleguță, se pare mie sau e ceva schimbat la tine? Da, Flori m-a aranjat așa. Îți place? Nu-mi displace. Perfect, pentru că dacă îți place, așa vreau să mă aranjez în fiecare zi. Lușule, asta e cea mai fericită zi a mea de când ne-am căsătorit. Mă simt plină de energie. Fii atent aici, că de mâine ne apucăm și de gimnastică. Îmi pare rău, Stelu. Îmi pare rău pentru tot ce am făcut. Nu faci nimic. Dar am uitat să spun un lucru foarte important despre mine. Mie, când mi se pune pata, eu fac orice ca să câștig. Doamne, dar cât semănăm, semănăm mai mult decât bănuiam. Știu că tu ești mai sportiv așa, dar vorba fie între noi, regulile sunt pentru fraier, nu-i așa? Dacă vrei să câștigi, trebuie să te bălăgești cu porcii. Cu am dreptate? Corect. Domnul primar Manole, aș dori să protestez în legătură cu organizarea acestui maraton. Capcane pe traseu, marcaje necorespunzătoare, alimente necorespunzătoare. Fică, dacă ai obiecții de făcut, le faci la organizator, nu mie, da? Dumneata ești organizator. Nu mai sunt organizator, eu sunt un simplu cetățean care vrea să meargă să mănânce sănătos. Doamna Dana, acompaniați? Mergem undeva? Da. Cu o condiție. Orice. În loc de mâncare sănătoasă, băgăm o șaormă? Băgăm, fac o excepție.